este negativ de 10 zile atunci, plus obligativitatea unei testări la sosire în țară. Mai sunt două, trei aspecte care vreau să le lămurim, având în vedere că au făcut parte din discuții în spațiul public. Parada de la 1 decembrie, interdicția de a intra în zonă pentru cei care nu sunt testați și, permise doar pentru cei care sunt vaccinați sau trecuți prin boală, se aplică numai zonei oficiale. Nu și zona care este în apropiere, unde de regulă stau oamenii și urmăresc paradă. Acolo, singurele reguli care se aplică sunt regulile de sănătate publică și purtarea măștii, care este obligatorie. În rest, interdicția de intrare decât celor vaccinați sau trecuți prin boală se aplică zonei oficiale, unde vor fi invitații oficiali și unde este o zonă limitată cu un număr de persoane limitat. Același lucru se aplică și recepțiilor oficiale care sunt permise în ziua respectivă cu un număr limitat, unde din nou vor intra doar persoanele vaccinate sau trecute prin boală. Deci pentru populația generală nu există interdicție, există doar obligația de a respecta măsurile de sănătate publică, distanțarea și purtarea măștii, care este obligatorie. În al doilea rând, s-a discutat de meciurile de fotbal, că ele încep la ora 20 și se termină mai târziu decât ora 21 pentru persoanele care se întorc acasă. Discuția care am avut-o acum și care a fost pusă problema respectivă, s-a hotărât că persoanele respective pot arăta chiar biletul lor de la meci și să spună că se întorc de la meci și că sunt pe drum acasă. Deci asta este hotărârea, nu trebuie modificări, nu trebuie alte modificări în legislație. Bineînțeles, Ministerul de Interne va trimite o instrucțiune la organele de control că să știe de acest lucru. Nu sunt meciuri în fiecare zi, sunt puține și se va aplica această regulă că la întoarcere acasă persoana arată doar biletul de la meci și că este pe drum către casa dacă a depășit ora de limită. Deci astea sunt punctele care am vrut să le clarific. Dacă aveți întrebări, vă rog. Bună ziua, Luiza Girada de la TVR. În primul rând, care este starea românilor care se află în Africa de Sud? N-au nicio problemă. Singura problemă este că nu pot să se întoarcă. Fie că nu sunt locuri în avioanele care trebuiau să se întoarcă cu ele. Ei aveau, din ce am înțeles, bilete, dar avioanele lor au fost anulate, așa că nu e problemă pe linie medicală, este doar problema că ei sunt rămași acolo și trebuie repatriați în țară. Și decizia guvernului a fost să-i repatriem cât mai repede, să fie chiar aici de 1 decembrie și acest lucru este în curs de realizare. Au fost testați? Vor fi testați oricum înainte să urce și vor fi testați și când ajung și vor intra și în carantină când ajung, exact conform regulilor care sunt stabilite. Modificarea făcută astăzi în legislație privind acest mecanism european pentru protecție civilă permite repatrierea românilor care sunt și în alte țări, în momentul în care țările respective vor intra pe această listă? Acolo a fost hotărâre CNSU, nu modificare legislativă, dar mecanismul de protecție civilă are un, are un mod de asistență consulară în el, ce înseamnă că noi putem să spunem că vom merge după un număr de cetățeni români și că vom pune avionul. Dacă alte țări au cetățeni de-ai lor și vor să-i trimită cu noi înapoi, mecanismul de protecție civilă europeană cofinanțează zborul, dar, bineînțeles, o parte îl cofinanțează statul român, care este asumat această treabă. Deci, în ambele situații, chiar dacă mergem numai după cetățenii români sau dacă vom merge și vom aduce și cetățeni europeni cu noi, acest zbor se va desfășura și cel mai probabil plecarea va fi mâine, adică noaptea asta, din ce am înțeles, dacă nu se schimbă ceva, sunt în curs de rezolvare toate problemele, ce înseamnă mâine cândva va fi acolo și după asta va prelua pasagerii și se va întoarce. Se lucrează foarte îndeaproape cu Ministerul Afacerilor Externe și cu ambasada noastră în Africa de Sud. Voiam să vă întreb, pentru că Tanzania, de exemplu, o țară din zonă, e o destinație turistică inclusiv pentru români. În situația în care vor apărea și acolo cazuri și vor fi probleme de zbor? Deci noi am zis ieri și am sfătuit cetățenii români să evite aceste zone.
Deci zonele respective poate să intre și alte țări în listă țărilor care acum au interdicție asupra lor. Așa că sfatul nostru de ieri, încă când am fost cu domnul ministru Rafil, am zis că să evite deplasarea acolo, că să evite să rămână acolo sau chiar să se îmbolnăvească acolo și să fie problemă mult mai complicată pentru recuperarea lor. Deci asta este ce sfătuim pe toți cetățenii români la acest moment. Mulțumesc! Bună ziua, Miruna Mihailovici, Realitatea Plus. În primul rând, spuneți-mi dacă au fost solicitări de la alții cetățeni străini, europeni, care să vină în această... După ce postăm pe mecanismul de protecție civilă, vom ști de acest lucru, pentru că la acest moment noi știm de solicitările din partea cetățenilor români, dar pentru alte țări, după ce se postează, și deja cred că au postat-o colegii mei, că trebuiau să aștepte aprobarea hotărârii CNSU, după asta vom afla de la alte țări dacă au cetățeni care doresc să-i aducem cu noi înapoi. Și referitor la această nouă tulpină, vedem că se intensifică discuțiile în Europa. Austria este în lockdown total, Israelul este prima țară care și-a închis complet granițele. Se vorbește despre măsuri, restricții mai dure. Care este poziția României? Am putea și noi să adoptăm o poziție similară? Deci noi la acest moment aplicăm regulile care sunt stabilite la nivel european. La acest moment în Europa nu se discută de închidere de granițe sau așa ceva, dar se discută de limitare de acces a cetățenilor din țările respective și persoanele care se repatriază fiind cetățeni europeni să intre printr-un mecanism mai strict de carantinare. Țările care au închis granița sunt, de exemplu, Marea Britanie, care e insulă în final și este foarte ușor să faci acest lucru într-o insulă, și același lucru inclusiv Israel, unde granițele mult mai ușor se controlează ca și acces extern, pentru că accesul extern la ei cel mai mult este pe cale aeriană. Așa că în Europa nu văd cum să se închidă integral granițe sau așa ceva, deci nu văd asta ca o soluție și nici nu a fost aplicată înainte, dar interdicția de zboruri, de anumite linii de zbor, interdicția de acces a anumitor cetățeni care sunt din zonele afectate, care nu sunt cetățeni europeni, măsuri de sănătate publică, asta oricând pot să fie intensificate, depinde ce decizii se vor lua, inclusiv și ce recomandări vor fi la nivel european, la nivel de OMS și așa mai departe. Și aș vrea, vă rog, să ne lămuriți și referitor la certificatul verde. Spunea ieri ministrul Sănătății că acesta nu va mai fi obligatoriu la locul de muncă în situația în care incidența este... Aici e o discuție în Parlament, nu am ce să explic mai mult. Așteptăm să vedem care va fi decizia finală. Ieri a explicat domnul ministru clar care vor fi demersurile, dar este o discuție care va fi la nivelul Parlamentului sau la nivelul Guvernului și vedem după asta care va fi soluția. Dar mai este nevoie de acest certificat? Pentru că premierul Nicolae Ciucă spunea în urmă cu doar câteva zile că este nevoie de implementarea lui. Vă rog, deci astea sunt lucruri care sunt declarații ale miniștrilor. Primului ministru nu le comentez, deci astea vor fi ulterior clarificate, bineînțeles, după ce vor trece fie la nivel guvernamental sau chiar la nivel parlamentar, dacă va fi nevoie. Și știți că este o discuție la nivelul Parlamentului, deci vom vedea care va fi decizia finală. Mulțumesc. Mulțumesc. Ana Maria Păun, Digi24. Celelalte state au avut inițial pe listă și Malawi, când a venit vorba de lista cu statele din zona roșie. De ce a fost nevoie, iată, după ziua de ieri, de o nouă ședință pentru a introduce această țară? Pentru că sunt două liste care au fost. S-a lucrat după o listă care era listă pe transporturi și pe interdicția de avioane și care acolo nu era menționată Malawi, și după care era a doua listă care era menționată Malawi. În final, din ce s-a întâmplat între ieri și astăzi, impact negativ cu siguranță n-a fost. A fost anunțat și Malawi. Deci la noi s-a anunțat Mozambic, care este la limită, bineînțeles, știți foarte bine. Și asta era din cauza diferitelor liste venite tot la nivel european. Acum s-au integrat și totul este bine și avem și Malawi integrată.